Deschidem serviciul de vin din această seară cu cântarea 577, Aleluia, zi frumoasă. Aleluia, zi frumoasă, mai frumoasă ca oricând. Astăzi grija nu ne apasă, căci zi de sabat sfânt. Binecuvântarea ta, pe toți ne va bucura. Sfântă zi de dulce odihnă, sabat de lumină plin, astăzi tu ne aduci în tihnă darul Duhului divin. Toarnă, Tată, al tău har, din cerescul tău altar. O sfințește-nvățătura ce prin servii tăi ne-atrăți. Ne deschide tu Scriptura, fă să fim mereu atenți, să înțelegem cu folos graiul tău așa duios. Doamne, binecuvintează ziua-ntreagă de sabat. Udă și-ne rădăcinează adevărul predicat, până când la ziua ta sabat veșnic vom serva. Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-am adunat în această seară aici. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate binecuvântările pe care le-ai revărsat în viețile noastre. Te rugăm, Doamne, să fii Tu prezent acum în mijlocul nostru și să binecuvântezi acest serviciu divin. Și, Doamne, deschide-ne Tu inimile pentru a-L putea primi în inimile noastre. Toate acestea Te-am rugat să mulțumim în numele Lui Iisus. Amin. Cauți, atunci nu găsești. Era într-un sabat când am găsit niște cântări care chiar nu le auzisem. Dacă aveți vreo idee de așa ceva, o să învățăm o cântare în seara asta. Dar dacă nu, cântăm numărul 680, că se lasă umbra serii. Aveți vreo cântare care nu se știe și vreți să învățăm în seara asta? Dacă nu știi, nu. 211? Ia să vedem dacă nu se știe. Nimeni pe pământ.
Haideți să o învățăm pe asta. 211. Nimeni ca tine pe pământ. Cine știe note, încearcă cu mine odată. 211. Nimeni ca tine pe pământ. Voi cânta odată să prindeți melodia. Nimeni ca tine pe pământ, nu e mai bun, mai drept, mai sfânt. Îngenunchiați vom admira, Iisuse frumusețea ta. Pare știută. Mai facem altă strofantă și mergem mai departe. Nimeni ca tine pe pământ, nu e mai bun, mai drept, mai sfânt. Îngenunchiați vom admira, Iisuse frumusețea ta. Cât de nevrednici ne simțim, a ta lumină când privim, dar harul tău ne e de ajuns să fim ca tine, scump Iisus. Prin tine însuți tu trăiești și ți se închină oști cerești. Fă tu să fie, Doamne sfânt, precum în cer și pe pământ. Tu poți și acum să faci minuni, tu ești o stâncă în furtun, ești viață fără de hotar, iubire adevăr și har. Mulțumesc de colaborare. Amin, mulțumim frumos. Dragi oaspeți, frați și surori, ne bucurăm din toată inima să fim iarăși împreună în casa Domnului și ne bucurăm că suntem înaintea Domnului într-o zi de sabat. Suntem înainte de cina Domnului și avem nevoie să intrăm în noi înșine pentru a ne cerceta în vederea participării la acest act sfânt. Însă nu vom întrerupe în seara aceasta programul cu care ne-am obișnuit de vineri seara atunci când sunt aici, și anume de a continua călătoria prin profeția biblică care iluminează drumul nostru pentru ca nu cumva cei care doresc să rămână în cuvântul lui Dumnezeu să fie abătuți pe alte căi, să fie abătuți în alte direcții.
Așa cum cunoașteți, am început și îmi place să amintesc că la aceste ocazii ne bucurăm de ceea ce Sfânta Scriptură spune, descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos. Această descoperire este absolut pentru fiecare om din lumea aceasta, ca fiecare să hotărască pentru sine însuși, în deplină cunoștință de cauză spre mântuire, sau, ferească Domnul, să hotărască pentru sine însuși să despartă pentru totdeauna de Dumnezeu. Cuvinte ca acele pe care le găsim în profeția biblică și în Biblie, nu le vom găsi din partea oamenilor, indiferent de pretențiile lor. Pentru că dacă vorbim de creștinism, dacă vorbim de Biblie, trebuie să vorbim de Dumnezeu și de voia Lui descoperită în cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru mine este foarte interesant că profeția tranșează lucrurile foarte, foarte clar între oamenii pe care Dumnezeu îi aprobă și găsești foarte multe elemente ca să înțelegi clar lucrul acesta și în același timp vei descoperi că este foarte, foarte clar stabilit care sunt criteriile după care Dumnezeu dezaprobă pe cineva. Și profeția în acest sens face lumină ca noi să alegem bine. Creștinul care dorește cu adevărat mântuirea nu are cum să lase deoparte ceea ce cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos ne spune, descoperirea Domnului Iisus Hristos sau apocalipsa lui Iisus Hristos sau apocalipsa în cele două volume, așa cum am învățat în serile trecute. În această seară vom căuta să ne apropiem de o temă care este ceva mai aparte. Este atâta de aparte încât chiar și aparaturile astea și minunile astea care mă mai slujesc eu aici, care mergeau foarte bine că am venit mai devreme, acum s-au blocat. Veți vedea și de ce. Pentru că atunci când vorbești de o anumită etichetă, lucrurile se cam încurcă. Dar este scris în Biblie. Și veți observa că această etichetă nu se potrivește pe de altă parte cu niciun fel de altă etichetă pe care vor să o schimbe oamenii. Chiar dacă este la modă, chiar în aceste zile, că cineva vrea să mai șteargă de pe etichetă niște lucruri. Cu privire la etichetă, aș dori să uitați pe imaginea aceasta și să înțelegeți că etichetele pot fi foarte faine, pot fi foarte frumoase, bine realizate, colorate, dar în interior s-ar putea să găsești sub niște etichete foarte frumoase mâncare pentru câini sau pisici. Și ar fi foarte grav să nu ții cont de etichetă. Și mi-aduc aminte de o întâmplare foarte nostimă, povestită de un prieten care avea mari necazuri, era cu mașinile astea mari, ducea marfă. Și trebuia să treacă prin Ucraina. Și acolo vamii și ucraineni vămuiau în mod nelegal, dar mă rog, potrivit cu tuma lor de acolo. Și s-au gândit cum să facă, cum să dreagă, să mai scape de... Și unul i-a venit o idee foarte... Aveau și timp când stăteau până să pleci cu mașinile și a cumpărat niște conserve de carne bună, a dezlipit cu mare atenție etichetele și a înconjurat niște conserve cu carne pentru câini. Ei s-au repezit acolo, ca de obicei, și au luat tot. Era un bax întreg, tot l-au luat. Da? A trecut timpul și după vreo lună sau două, trebuia să treacă iarăși pe acolo și același vami și-l oprește, l-a și recunoscut.
Și a spus, pe câtă românească cunoștea el, domnule, și câtă ucraineană mai știa ăsta al nostru. Și domnule, ai dat la copii mâncare, de ce? Da. Și nu le-a fost nimic. Că zici, nu ne-a fost tare rău. Da. Atunci când e vorba de religie, lucrurile se complică mult mai mult decât atât. Dacă nu ești atent la eticheta biblică, poți să mănânci mâncarea lui Anticrist și să-ți facă foarte rău. Dar cine este? Sau cum este? Ce face? Pe cine are în vedere cel care este împotriva Domnului Hristos? Că asta înseamnă Anticrist. Este bine că toți fug de eticheta aceasta sau nu este bine? Ce ziceți? Ați auzit pe cineva să spună, domnule, veniți la noi pentru că noi suntem anticriști. Sau veniți la mine că eu sunt anticrist. Doar dacă e un copil care chiar nu are minte sau știu eu, cineva care nu cunoaște absolut nimic despre această problemă. Dar în general, toți oamenii fug de numele acesta. Este rău sau este bine? Ce ziceți? Este bine, normal. Dar cei care nu știu ce scrie pe etichetă și nu cercetează lucrurile bine, vor mânca în cele din urmă aceeași mâncare cu Anticrist. Veți vedea că această etichetă nu se poate nici dosi și nu se poate nici șterge nici cum. Și în Daniel, capitolul 7, vreau să continuăm cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne. Mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. Și apoi ni se spune că cornul acesta era deosebit de celelalte coarne. Și avea ochi, ca ochii de om. Avea și o gură, dar gura aceasta vorbea cu trufie. Și pentru Daniel, uimirea crește teribil. Pentru că el mai observă că acest corn apare chiar pe capul fiarei și cu niște caracteristici de om care erau diferite de toate celelalte coarne. Și se mai spune că a ieșit cornul acela mic din mijlocul celor 10 coarne și dinaintea lui au fost mulse 3 din cele din 1 coarne. Și este foarte interesant lucrul acesta și mulți ar putea să întrebe ce să însemne așa ceva. Iar în Daniel, capitolul 7, cu versetul 20, zice, iar cornul acela mic acum apare într-o înfățișare mult mai mare decât cele 10 coarne. Și am mai văzut de asemenea că cornul acela n-are altceva mai bun de făcut decât să se lege de oamenii credincioși. Să facă război sfinților. Iar eticheta aceasta de sfinți nu pune cornul pe oameni, că ei despre ei au zis altfel, că se rete și câte alte lucruri, dar despre faptul că oamenii aceștia de care se leagă cornul mic sunt sfinți, aici vorbește Dumnezeu și vorbește clar în profeția biblică. Și nu numai atât, dar zice cuvântul chiar și biruit. Cu siguranță avem de-a face aici cu o simbolistică evidentă și ușor de înțeles, a unei puteri apostaziate și care este împotriva Domnului Iisus Hristos, indiferent de declarațiile pe care le face, pentru că textul continuă în versetul 25 și spune că el va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Acum, că ai ce ai cu sfinții, e foarte rău cu sfinții celui preanalt, care ascultă de cel preanalt, da? Dar să spui niște cuvinte de hulă chiar împotriva celui care ține viața, lucrul acesta pare că este ieșit din comun.
va asupri pe Sfinții Celui Preanalt și se va încumeta până acolo încât să schimbe vremile și legea. Să schimbe legea. Cui lege? A Celui Preanalt, bineînțeles. Iar Sfinții vor fi dați în mâinile Lui timp de o vreme, două vreme și jumătate de vreme. Iată, pe scurt, eticheta acestui corn sau acestui personaj. Pardon. Poate apare o minunică, cred că a început să meargă. Da, uite, a mers. Să vedem. Vă rog să rețineți, că este simplu, da? În rezumat. Și după aceea ne mai ocupăm și de câteva detalii. Dar vreau să vedeți chiar din capul locului că atunci când vorbim de această etichetă a unei puteri apostaziate, care s-a îndepărtat de la adevărul lui Dumnezeu și de la cerințele lui Dumnezeu, aș vrea să observați că avem de a face cu o mulțime de elemente de identificare, pe care nu le poți pune așa la întâmplare oriunde, pentru că ele trebuie să fie împreună și trebuie să potrivească. Sunt mai mult de 8 semne de identificare. Intenționat, am mai lăsat unele mai târziu, iar cu 666 trebuie să avem neapărat două ocazii pentru a înțelege bine cum e cu problema aceasta, nu numai pentru noi, dar să mai spunem și la prietenii noștri, la cei din jurul nostru, să nu se ia după ce spun unii și alții cu nu mai cumperi fidea și nu-ți mai iei buletinul, că vai de mine nu ce se întâmplă. Nu este un drum prea greu, fiindcă noi operăm, veți vedea, cu niște lucruri istorice cunoscute și arhicunoscute, dar să le luăm pe rând. Deci apare din fiara a patra. Nu-l căutăm în altă parte. De acolo apare și apare pe cap, apare exact unde sus, da? Apoi, apare după cele 10 coarne. Deci apare fiara, are cele 10 coarne și apare după cele 10 coarne. La început este mic, da? Mic, nevinovat, însemnat. Dar apoi crește și ajunge, cum zicea profeția, mai mare decât celelalte coarne. Smulge 3 din coarnele acestea cu care avem de-a face. Are ochi, o gură și hrostește hule. Mai mult decât atât, face război sfinților, schimbă vremile și legea și durează o anumită perioadă de timp profetică. 3 ani și jumătate. Dar haideți să le luăm pe rând. În primul rând, afară din fiara a patra. Ne-am ocupat cu chipul lui Daniel, după aceea cu fiara din Apocalipsa capitolul 7. Și am observat că ultima dintre împărățiile acestea descrise în profeție, da, este Roma, fără nicio posibilitate de a greși. Iar originea acestui corn care este de acolo și care este așa de interesant pentru Daniel și desigur și pentru noi, originea acestui corn este din fiara a patra, de acolo, nu trebuie să o cauți în altă parte. Ea are paternitate romană, cu siguranță, pentru că așa spune profeția biblică. Istoric vorbind, romanii au avut o glorie extraordinară, dar care încet, încet se murdărește până acolo, încât păcatele cele mai grele și mai urâte le găsește acolo între dânși. Și toate studiile care vorbesc despre declinul și căderea Imperiului Roman se referă ca la un element foarte important al decăderii lor și la acesta moral. Hai să vă dau un singur exemplu. Între anii 235-284, spune Ovidiu Drâmba, dar și el preia ideea aceasta, deci am amintit așa numai ca idee că îl găsim mai ușor, dar el preia ideea la rândul lui. În 50 de ani de domnie, 25 de împărați se perindă pe tronul acesta al Romei, din care 22 sunt asasinați. Și numai în anul 259 erau 18 pretendenți la tron.
Vă dați seama până unde s-a ajuns cu gloria aceasta? Se spune că primii cezari la festivalurile triumfale și datorită biruinților, sau mă rog, la o anumită ocazie, jubilei sau știu ce făceau ei, aveau doi sclavi. Unul mergea înainte și arunca cu arome, cu petale de flori și, mă rog, striga ave și toată lumea era încântată. Dar în spatele lui mai avea încă un sclav care știți ce zicea. Da? Vorbea mai rar, este adevărat, dar spunea: și nu uita, Cezare, că nu ești decât un muritor. Ca nu cumva să plăznească de atâta slavă și măreție. Mai târziu, sigur, ei încet, încet s-au considerat supraumani și s-au dedat la cele mai scârboase păcate și degenerare. Așa se face că în 476 nu mai avem niciun împărat de origine latină. Dar, iată, iată povestea, ultimul dintre împărați pe tronul roman este Oreste, care de fapt nici nu preia tronul, era dintre barbari, îl pune pe fiul lui Romulus Augustulus de vreo 15 ani ca împărat, ca să aranjeze el treburile din spate, și un general din armata lui. Dă o lovitură de stat, da, și Odoacru, care era dintre hieruli, era o mulțime printre militare Romei atunci, dă o lovitură de stat, îl prinde pe Orest, iar pe Romulus Augustul îl trimite la o mănăstire. La 28 august 476, bine ar fi să ține minte data aceasta, este ultimul împărățel roman, pentru că Augustulus, mă rog, Romulus, asta vrea să spun, era un diminutiv pentru copiii mititei. Și Severin de Noricum, consilier al lui Odoacru, mediază detronarea fără de violență a tânului împărat, îl trimitem, cum am zis, în mănăstiri, ba dai și o pensie chiar, iar insignele imperiale pe care le-a spus nu ne trebuie, că noi suntem mai mari ca romani, nu ne trebuie insigne, astea le trimite de la Roma, le trimite la Constantinopol. Și toți istoricii sunt de acord că la Roma de acum singura influență puternică este a ghiciți. Episcopul de Roma, sigur că da. Această putere care se împotrivește Domnului Iisus Hristos apare după așezarea celor 10 coarne, că ele sunt așezate, toate celelalte coarne, și din fața lui el iese și cad 3. Prin secolul 3, primele atacuri timide ale învaluri ale popoarelor migratoare, care sunt atrase pe de o parte de bogăția și opulența Romei, dar pe de altă parte și de slăbiciunea armatelor sale, iar cu în aranjamentele politice, cu acordul tacit cumva, cu permisiunea nedeclarată a împăratului la Constantinopol, valurile acestea devin tot mai puternice și iată o poveste foarte interesantă din punctul meu de vedere, și anume când ostrogoții își cam făceau de cap pe lângă Constantinopol în apropiere, împăratul Zeno este foarte îngrijorat cu privire la aceste mișcări și face un plan. Un bărbat foarte deștept, dacă veți citi în istorie, și un bun analist și diplomat, și el vrea să împuște doi iepuri dintr-o singură lovitură. Pe de o parte, să-i lichideze pe cei care îi stăteau în coastă, pe ostrogoții din coasta lui, și pe de altă parte să slăbească și apusul pe care nu-l putea controla foarte bine. Și îl cheamă pe Teodoric, al ostrogoților, și spune: n-ai vrea tu să mergi și să mustri cu buzduganul tău pe hirulii lui Odoacru, că uite, își cam fac de cap. Și el a zis: da, sigur, mă duc, dar n-am pământ. Nu e nicio problemă, te duci, cucerești pământul și vă așezați acolo. Și așa s-a și întâmplat. Ostrogoții cu Teodoric în frunte intră în Italia și stabilesc o vastă împărăție pe la anul 488. Îi termină pe hirulii lui Odoacru, cel care luase tronul de la Oreste și l-au dat afară pe Augustulus, și fac o împărăție foarte mare și foarte puternică. De fapt, ostrogoții sunt ultima invazie barbare în Imperiul Roman. Iar profeția spune că după această ultimă invazie trebuia să apară Anticristul sau cel care se împotrivește Bisericii Domnului Iisus Hristos.
după cele 10 coare, după ce urma să smulgă cele 10 coare. Cred că va trebui să mă îngăduiți să dau o resetare, pentru că este aproape imposibil să merg mai înainte. Vă rog să mă iertați puțin. Nu vrea să miște deloc. Parcă ar ști ce urmează. Deci Anticristul din Imperiul Roman, după cele 10 coarne și care trebuie să smulgă pe cele 3 coarne, și interesant că profeția spune că smulge 3 coarne dinaintea lui. Și iată la o istorie sumară cum se întâmplă lucrurile acestea. Interesant. Oare de ce nu mi se dă voie? Hai să vedem cum e cu istoria primului coarn. La 5 ani după ce pornește spre Imperiul Roman, Teodoric al Ostrogoților nimicește pierulii lui Odoacru. Acesta este primul corn. Și Odoacru se stabilește după ce bate Ravena. Iar cu privire la al doilea corn, începe acest al doilea corn, această a doua putere, începe cu afirmarea lui Genseric, ca rege al vandalilor, care ocupă se joacă prin Europa până în Spania, dar apoi se stabilește în Africa din Nord, la Cartagina, și o face și capitală. 50 de ani terorizează orice trafic maritim pe Marea Mediterană. De fapt, sunt pirații mediterani la data aceea și sunt singurii barbari din cei 10 valuri migratoare care se stabilesc în Imperiul Roman de Apus, care au o flotă cu ajutorul căreia, sub conducerea lui Genseric sau Gâscanul, cum îl porecleau ei, 428-477, constituie un regat în nordul Africii, de unde fac incursiuni mari până în sudul Italiei. Iar vandalii aceștia în 455, vă rog să observați data aceasta, mâniați pe Roma, și vă rog să înțelegeți cam de ce s-au mâniat vandalii pe Roma, invadează Italia. Pentru că în Italia deja erau creștini, vandalii aceștia erau și ei creștini, și totuși 2 săptămâni jefuiesc Roma. Dar culmea că nu jefuiesc casele. Ei au avut un alt obiect al jafului. Iar numele acesta de vandal nu-l chiar merită ei. A intrat el așa în istorie, dar ce fac oamenii aceștia este foarte interesant. Pentru că trebuie făcut o mențiune foarte importantă cu privire la ceea ce au făcut vandalii în cele 2 săptămâni cu aceste jafuri. Și istoria nu ne spune lucrul acesta, pentru că istoria nu este interesată la un moment dat să vorbească despre factorul de tensiune între acești creștini vandali și creștinii Romei. Practic se băteau între creștinii cu creștinii. Și întrebarea este, de ce această luptă teribilă? Care este factorul acesta de tensiune? Care e factorul acesta de tensiune între creștini și creștini?
Istoria este mioapă, să știți, la a identifica cauzele mai profunde, adică pe cele religioase. Iar acestea în Evul Mediu au jucat rolul cel mai important, adevăratele cauze. Trebuie căutate acolo. Iar istoria noastră consemnează așa niște efecte, niște lupte, niște conflicte, dar nu explică care este motivul, de ce s-a întâmplat așa. Vedeți, barbarii erau și ei creștini, iar Roma noului împărat, care era episcopul de la Roma, pentru că ceilalți au plecat și Roma era liberă de conducători, în anul 402, împăratul Honorius, fiul lui Teodosius, cel care are doi fii și împarte romanul, deci Teodosius este cel care împarte Imperiul Roman de Apus și Răsărit, prin cei doi fii al lui, prin Honorius și Arcadius. La data când ajunge Honorius în 402, el mută capitala de la Roma, practic era ocupat acolo cu episcopul și nu vrea să intre prea mult, și o mută la Ravenna, întâi la Milan, după aceea la Ravenna, în estul Italiei. Dar pe atunci exista o diferență mare între creștini și ce se întâmplase practic. Haideți să vedem dacă reușim să surprindem măcar ideea aceasta. Avem și în cărțile noastre din istorie ortodoxă. Noi zice Ulfila și este numit Ulfila, dar e pe aproape. Este un misionar care traduce Biblia în limba gotă. Și cu asta până aici totul este perfect, totul este foarte bine. Numai că acest misionar este investit de către un episcop care era arian. Eusebiu de Nicomedia, care era arian. Când vorbim de arianism, ne gândim la nemții care au făcut ce au făcut, da? Ne gândim la o problemă religioasă, și anume care vine de la episcopul Arie, da? Și care susținea că Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Și este creat un om bun, un om model, dar nu este Dumnezeu. Și de aici s-au iscat o mulțime de certuri, pentru că erau arienii care considerau că Domnul i-a creat, monofiziții care spuneau că el niciodată n-a fost om și doar a apărut, și când a fost pe cruci, el doar a jucat un fel de teatru, și erau catolicii care vorbeau despre persoana Domnului Iisus Hristos, așa cum vorbește Biblia. Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar arienii tăgăduiau lucrul acesta, Ulfila le-a predicat cum a știut și a avut un foarte mare succes. Iar creștinii aceștia vandali erau tot mai puternici, iar catolicii creștini și ei apelează la tot felul de stratageme și caută ajutor în toate părțile ca să poată să anihileze pe vandalii aceștia. De ce să-i anihileze? Pentru că atunci când Justinian era răsărit, a ajuns pe tron și episcopul de Roma în Apus stătea la Roma, și în timp ce episcopul de Roma devine tot mai puternic, Justinian din răsărit vine la tron după moartea lui Teodoric, împăratul ostrogoților, cel pe care Zenul a trimis să mustre cu buzduganul pe erulul Odoacru, și Justinian, un fel de creștin și el, avea un vis, să reconstituie, să așeze de nou pe temeliile dinainte Imperiul Roman. Avea însă și o foarte mare piedică. Creștinii aceștia nu se mai înțelegeau între ei. S-au despărțit între două grupe foarte mari, și anume era vorba de catolici și arieni, și aveau conflicte permanente. Și de aici sunt cele mai multe concilii, așa cum cunoaștem, dar vom discuta altă dată. Iar împăratul acesta, Justinian, oscila cam cu cine să treacă. El era înclinat mai mult din punct de vedere moral să treacă cu barbarii, cu vandali și cu ceilalți, pentru că erau oameni mai morali, erau creștini care respectau familia, care nu făceau lucrurile pe care le făceau ceilalți care rămăseseră la Roma. Și mai avea o problemă, și anume îi persecuta pe cei de la niceieni, cum erau numiți ei, după ce s-a stabilit pe Consiliul de la Nicea lucrurile cu privire la Domnul Hristos, iar mai curând, și aici vă rog să fiți foarte atenți, era foarte puternic împotriva lui, pentru că le-a stricat idolii și icoanele. Și el voia să facă ordine în religie. Ce e cu atâtea curente? Și soția lui, împărăteasa Teodora, o dansatoare de la circ, imorală, dar foarte isteață, a înclinat balanța. Și atunci, împăratul acesta dă un decret, care mie mi se pare că este foarte interesant. Și anume, decretul sună așa, anul 533.
Episcopul de Roma este cel mai sfânt arhiepiscop și patriarh al nobilei cetăți Roma. El este capul tuturor bisericilor. 533. Și toată lumea știe ce trebuia să spună și spune până azi? Amin. Și așa începe să facă ordine. Sunteți cu noi? Vă supuneți? Sau? Sigur că punctul cel mare de discordie, icoanele și statuile, vom vedea altă dată, au produs conflictul acesta. Vandale au fost cei care atunci când au prădat Roma, n-au prădat casele oamenilor și practic au prădat bisericile de icoane și de statui care aveau o mulțime de metale foarte scumpe. În Cartagina a făcut sirășiei la fel, ba mai mult decât atât, spun anumiți istorici, că ei încă păzeau ca zi de odihnă sabatul, zilea a șaptea. Au primit creștinismul din Biblie și dacă așa scrie, așa ținem. Și nu voiau să alieze cu invențiile care au început să le aducă episcopul de la Roma. Și atunci împăratul Justinian îl cheamă pe generalul Belisari, așa cum cunoașteți cu siguranță, era comandantul gărzii de corp, un bărbat extraordinar, Belisari acesta este considerat unul dintre cei mai mari generali ai lumii, da? Și a spus, uite, du-te și fă ordine cu vandalii aceștia, bagă-le credința în cap. Și omul și-a luat destul de puțin cu el și la 536, într-o împrejurare deosebită, Belisari zdrobește pe vandali. Regatul vandal din nordul Africii este terminat. Vandalii care mai rămân devin catolici, iar alții sunt decimați. Și așa dispare și al doilea corn din coasta episcopului de la Roma. Ce este cu al treilea corn? Și anume, au rămas cei pe care a trimis împăratul Zenon al lui Teodoric, ostrogoții. După moartea lui Teodoric, slăbesc și ei în lupte interne pentru putere și atunci împăratul Justinian cheamă din nou pe Belisari și spune, auzi, fiate, te duci și îi aranjezi și pe aceștia. Pentru că ei făceau anumite presiuni asupra episcopului de Roma și și-l cumva și-l afiliaseră ca aliat și cumva ca și vasal. Își aserviseră puterea maleabilă a papilor din data aceasta, care urmăreau interesele lor. Și așa se face că în decembrie 536 Belisari ocupă Roma fără prea mari probleme, practic a intrat, nici n-a avut mare împotriviri, numai că s-au supărat foarte tare ostrogoții și cu 150.000 de oameni asediază Roma și fac o mare greșeală, care avea să-i coste pe ei, de fapt. Și ce au făcut? Au tăiat apeductele de apă romane. Le-au tăiat, au venit apa, apa nu poți opri și ea a continuat să curgă, ce să faci cu apa cei care venea? Și s-a produs o nenorocire pentru că țânțarii, malaria și a apărut molima între ei care distruge practic coastea ostrogoților, iar Belisari cu 5.000 de oameni iese din Roma, zdrobește pe ostrogoți, îl schimbă pe papa Silveriu, și îl înlocuiește cu Vigilius. V-aș recomanda și al tinerilor, mai ales aș recomanda să citească ceva despre Belisariu, la care are o istorie extrem de interesantă. Și ești foarte mare general, Belisariu, invidia foarte tare de Narcis și alții, că ajunge omul să cerșească în cele din urmă. Acuzat de fals, de posedat de toate averele, este repus în dreptul de Justinian, dar moare și la câteva săptămâni moare după el și moare și împăratul Justinian. Al patrulea element crește mai mare decât toate coarnele. Cornul acela mic crește mai mare decât celelalte. Este de fapt acum singurul în Roma care sub masca credinței manevrează toate treburile politice. Și uitați-vă, vă rog, un ziar catolic, un ziar trimestrial catolic, foarte interesant, care spune așa, sunt multe note de felul acesta, că în Roma, prin neglijența împăraților apuseni, a fost lăsată la mila hoardelor barbare, romanii s-au întors către un singur chip pentru ajutor și protecție și i-au cerut să conducă peste ei și astfel a început domnia temporală a papilor. Asta o spune un ziar catolic, da? Și pășind cu umilință, bineînțeles, cu foarte mare umilință, pe tronul cezarului, ca vicar al lui Hristos, a luat sceptrul
în fața căruia trebuiau să se închine împărații și domnitorii Europei din de multe secole. Vă dați seama câtă umilință. Sau cum mai vorbește Flick de ridicarea bisericii medievale, de ruinele Romei politice, s-a ridicat marele imperiul moral, făptura uriașă a bisericii romane. Mai avem aici un citat cu privire la Grigori al VII-lea, e vorba de germanul Meyer, istorie generală, 455, sub pontificatul papei Hildebrand. Este vorba de cel mai moral și mai crud dintre toți cei care s-au putut aminti, cel care îl numește pe Herilia Canosa, a fost declarat sfânt, deși el a fost cel care a dat mai multe decrete de moarte împotriva celor care au recunoscut supremația Bisericii Catolice. Vezi aici valdezii, usiții și așa mai departe. Zici, sub pontificatul acestui papă, aproape că s-a împlinit pretenția papei ca toți suveranii pământești să fie vasalii pontifului. Aproape toți regii și toți prinții Europei au jurat supunere papei ca domnului. Roma era acum metreasa lumii. Și la jubileul de la 1300, o mostră de megalomanie, dacă doriți, papa Bonifaciu al VIII-lea se așează pe tronul lui Constantin, pe tronul lui Constantin cel Mare. Și cu sabia imperială în mână a strigat: eu sunt cezar, eu sunt împărat. Într-adevăr, o stăpânire foarte mare, papalitatea a exercitat un control în problemele politice și religioase, dar din nefericire și asupra conștiinței oamenilor. Mai spune cuvântul lui Dumnezeu că el declară, are o gură care rostește hule. Și aș vrea să mă ocup puțin acum de ceea ce înseamnă a vorbi ex catedra. Și iau tot dintr-un document catolic ce înseamnă lucrul acesta, și anume catedra înseamnă tron și catedrală înseamnă locul tronului. De aici vine cuvântul catedrală, locul tronului, dar este ceva mai mult, și anume că acest loc este rezervat doar pentru cel care este așezat acolo prin autoritate divină, nu ca om, ci ca suveran infailibil, potrivit documentului la Conciliul Vatican I, care înseamnă un loc numai pentru pontiful roman și care este așezat ca păstor al tuturor creștinilor în virtutea supremă a chemării apostolice. El definește doctrina cu privire la credință și morală, foarte interesant, deci nu Biblia spune Conciliul Vatican II, nu Biblia, și el stabilește și toți creștinii trebuie să adopte și să se supună. Din Păstorul Etern, capitolul 4, pagina 17. Și iată un citat pe care cu siguranță l-ați mai auzit din vestita enciclopedie catolică, care spune așa: și dumneavoastră apreciați dacă aceasta este hulă sau este într-adevăr un cuvânt a unui om pocăit. Papa este atât de mare în demnitate și este atât de înălțat încât nu mai este om, ci este ca și Dumnezeu și vicarul lui Dumnezeu. Papa este încoronat cu întreita coroană ca rege al cerului, al pământului și al locului de sub pământ. Asta zice enciclopedia catolică. Da? Domnul Hristos parcă spunea că el ține cheile morții și de sub pământ. Dar nu, el aici zice că el le ține pe toate. Cardinalul Bellarmine, îmi place să-l citez pe omul acesta, pentru că el s-a însoțit cu Francesco Ribero pentru lansarea futurismului, cum am vorbit altădată. Toate numele pe care Scriptura le aplică Domnului Hristos, nu zice Domnul Hristos, am zis eu, zice, noi le aplicăm papei, în virtutea căreia este stabilit că el este deasupra bisericii. Și ascultați aici și pe o personalitate iarăși cunoscută în istorie, Iuliu al II-lea, un cardinal pe timpul lui Michelangelo, care cu sabie și cu coif, care a ucis oameni la mulți, da? Și un cardinal îi s-a adresat așa: tu ești Dumnezeu pe pământ.
Și tot lui s-a adresat și spunea: noi ținem locul celui atotputernic pe pământ. Acum, aici vreau să amintesc un lucru, și anume că aceste informații istorice în niciun caz nu au rolul de a leza sentimentele religioase cuiva, dar trebuie să le cunoaștem, fiindcă etichetele înșelătoare ale vrăjmașului ar putea să derudeze pe cineva. Cine vrea să le poarte, să le poarte. Biblia le demască și noi trebuie să le căutăm istoria. Asta facem. Noi nu vorbim de niște oameni sinceri și credința lor. Noi vorbim despre un sistem religios fals despre care Biblia spune nu e bun, oameni buni. Nu luați eticheta aceasta că o să mâncați ce nu trebuie, o să mâncați cu Anticrist împreună. În al șaselea rând, găsim scris că va face război sfinților. Da? Lucrurile acestea sunt evidente. E adevărat că tradiția Romei, învărsarea de sânge, a fost una pe care o cunoaștem foarte bine, dusă de împărații romani, dar papalitatea a preluat cu o sete de sânge însutită. Și este vorba de zeci de milioane de victime, numai pentru că voiau să creadă cum scrie în Biblie. Ce să vorbim despre istoria valdenzilor, sau, mă rog, despre nu doar să omoare, și era vorba să producă niște chinuri care nu pot fi descrise în cuvinte. Mie mi-a dat Dumnezeu harul acesta să merg la Peniscola, lângă Castellón, în Spania, la Castelul Papaluna. Foarte vizitat castelul, dar foarte puțin știu ce este acolo și de regulă nu prea se dă. Eu am prins o ocazie în care 10 zile parcă se deschisese locul unde și-a făcut Inchiziția lucrarea și am rămas extrem de impresionat și erau acolo instrumentele acelea cumplite de tortură. Cred că l-am mai mâncat în ziua aceea și da, unde lucra Inchiziția. Aici este, pardon, era, da, s-a dus. Da, în orice caz erau și cuștile acele de fer în care erau băgați oamenii după ce le întorcea mâinile pe dos sau după, și erau ținuți acolo până mureau. Și am găsit acolo oamenii aceștia prinși în fiarele acelea până în ziua de astăzi. Iată aici o altă imagine, Papa Grigore al XIII-lea, acest care a pus să tragă clopotele de sărbătoare și a bătut o medalie atunci când 30.000 de hughenoți au fost măcelăriți în noaptea Sfântul Bartolomeu. Aici este medalia originală, da? Este, se păstrează și astăzi. Este un titlu de glorie pe care și l-a făcut omul din acest masacru cumplit. În al șaptelea rând se încumetă să schimbe vremele și legea, este scris tot pe aceeași etichetă, un atac incredibil la poruncile lui Dumnezeu și știți foarte bine că în catechisme porunca a doua este scoasă, porunca a patra este înlocuită, modificată, porunca a zecea împărțit în două și lucrul acesta îl poate ști oricine. Pe baza unui citat, iată aici din prompta Biblioteca lui Lucius Ferraris, unde se spune în volumul 6, se spune așa: Papa poate să modifice legea divină. Și vă aduceți aminte cum au pășit din cotidianul acela catolic, care spunea că a pășit cu smerenie, cu umilință, da? Ca vicar al Domnului Iisus Hristos. Da? Și a schimbat legea divină, așa mai departe. Pentru că, întrucât puterea sa nu e de om, și e puterea lui Dumnezeu. El acționează ca vicerege a lui Dumnezeu pe pământ, exercitând cea mai mare putere de a lega și de a dezlega. Sau un alt citat: tot ceea ce face Dumnezeu însuși și Mântuitorul, deci și Dumnezeu și Mântuitorul, zice aici nota aceasta, le face și vicarul său, adică Papa. Este ciudat lucrul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos spune: să nu credeți că am venit ca să stric. Mântuitorul a zis: eu nu pot face treaba asta, n-am venit să fac așa ceva. Că și adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să fi întâmplat toate lucrurile. Și ascultați, vă rog frumos, un citat care se contrapune, care este anti a ceea ce spune Domnul Iisus Hristos,
Da? Da. Este prima dată când mi se întâmplă așa ceva cu prezentările astea. Incredibil. Și m-a deranjat pentru că trebuie să stau și eu ca omul primitiv aplicat spre obiect, pentru că trebuie să urmăresc, n-am cum să dau aici altfel. Da. Ascultați-vă, rog, mă sper să meargă la fel. Și nici nu pot citi, că n-am cum. Ia să vedem dacă să încerc o altă variantă, nu mai puțin doar aproape. Numai un pic, vă rog să mă iertați, să încerc o altă variantă. Să vedem dacă pot prin duplicat. Da. Ia să vedem, poate așa merge. Aici era textul pe care l-am pus cu Domnul Iisus Hristos și urmează, dar nu mai vrea să meargă de aici înainte. Asta e problema. Interesant. Așa. Și uitați-vă ce spune Cornul cel Mic. Precepte la Consiliul din Trent. Preceptele legii din Sfânta Scriptură date de Domnul însuși încetează în fața autorității papei. Și apoi în catechismul aceluiași consiliu. Este publicat practic în 1829 la pagina 351. Biserica Catolică în înțelepciunea ei a poruncit ca sărbătoarea zilei sabatului să fie transferată asupra zilei Domnului. Și ultima caracteristică pe seara aceasta, și apoi să concluzionăm, va stăpâni 3 ani și jumătate. Deci decretul lui Justinian, 533, este simplu, apoi Revoluția franceză, 1793, exact 1260 ani. De fapt, el intră în vigoare în 5 ani, pentru că Belisariu trebuie să facă lucrarea aceea din depărtarea celor trei coarne dinaintea lui, dar tot 1260 de ani, da, dă perioada aceasta, când Berthier, tot prin sabie de data aceasta, îl ia prizonier pe Papa Pius. Apare din fiară, apare după cele 10 coarne, la început este mic, dar apoi crește peste toți, smulge 3 coarne, ochi și o gură și hulă, război sfinților, schimbă vremile și legea, 3 ani și jumătate, sau 1260 de ani. Aceasta este eticheta. O etichetă pe care am citit-o foarte greu în seara aceasta, pentru că nu mi-am imaginat, niciodată n-am avut problema aceasta cu... Și totuși Anticristul nu este o parodie. Nu este o parodie deloc. Este un om foarte elegant, este un om care dă mari semn de sfințenie. Zice Apostolul Pavel, zice, măi oameni, bă, nu vă uitați după Anticristul prin găurile de șobolan, pe nu știu pe unde, pe nu știu, va veni cu coarne și va spune, nu... Uitați-vă în templul lui Dumnezeu, că se va așeza în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu, acolo căutați. Dar și sfinții celui prea înalt au o făgăduință. Și făgăduința sfinților cel prea înalt este din partea celui care nu poate greși. Este vorba de este vorba și de o etichetă prin care Dumnezeu își definește sfinții săi. Și iată eticheta celor care nu sunt anticrist. Uite o singură etichetă. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
și ei, aceștia vor stăpâni împărăția în veci de veci și din veșnicie în veșnicie. Iertare pentru inconveniența pe care nu am avut-o niciodată. Sunt foarte curios și eu să vedem de ce n-a mers. Dar tare mă tem că mă duc acasă și merge perfect. În numele Domnului Iisus închidem acest serviciu divin cu cântarea 268, Cetate tare e Dumnezeu. Cetate tare e Dumnezeu și arma să ne doboare. Vrășmașul cel bătrân se crede acum stăpân, putere vicleșug el are din belșug. Dar nu-i de ajuns și-am fi răpuși pe dată. Dar pentru noi Hristos Iisus, El duce lupta toată. Și-ntreb tu cine e, El e Emanuel, e Domnul Sabaot și Dumnezeu a tot. Izbânda într-un chipat, de-ar nu ne atingă de cuvânt să-l lase cum e-n carte. Cuvântul și cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte. Și de-ar amenința chiar viața să ne ia, tiranul inamic, noi n-am pierdut nimic. Hristos e Domn și-n moarte. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru învățăturile primite în această seară. Te rugăm să ne ajuți să privim la ele în mod serios și să luăm aminte în viața noastră. Ajută-ne, te rugăm, să rămânem alături de tine, să studiem cuvântul tău și să trăim în viața noastră tot ceea ce ne-ai învățat tu în cuvântul tău. Te rugăm, condu-ne acum la casele noastre, veghează somnul nostru din această noapte și mâine să putem să ne întâlnim din nou în casa ta de rugăciune și să luăm cina împreună cu bucurie. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.